Bine v-am găsit astăzi, avem parte de vreme în general instabilă. Mai ales după amiaza și seara vor fi perioade cu norări, averse și descărcări electrice în zonele de deal și munte, precum și în nordul, nord-vestul și centrul țării, unde și temperaturile vor fi mai scăzute. În rest, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, iar câțiva stropi de ploaie vor mai cădea doar pe arii mai restrânse în a doua parte a zilei. Pe alocuri vor fi cantități de apă însemnate și posibil grindină, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și estice, dar și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 30 de grade. La munte, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Pe alocuri vor fi cantități de apă însemnate, grindină și posibil vijelii, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade. La mare, vremea se va menține caldă și însorită în cea mai mare parte a zilei, iar norii se vor aduna spre seară și noaptea, când vor fi condiții pentru averse. Vântul va sufla moderat, dar din când în când se va intensifica și va atinge viteze de 45-55 de km pe oră la rafală. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 30 de grade și apa mării va avea în jur de 24 de grade. Și în capitală se schimbă vremea și devine ușor instabilă. Soarele își va face apariția pentru scurte intervale de timp, iar norii vor fi mai persistenți după amiaza și seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Ca temperatură vom avea o maximă de 29 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă să aveți!